În momentul de față, Cătălina și Sabrina cred că sunt singurele fete care chiar îmi plac cu adevărat. Bine, și Diana, dar la Diana am văzut ceva aseară care nu prea mi-a plăcut și momentan încă o mai studiez. Dar vorbeam despre Cătălina, cât de sensibilă este copilul acesta și mi-am adus aminte de povestea de ieri, cum că țineți minte și noastră povestea ei de viață, cu tatăl extrem de agresiv, violent și tristețea aceea care a rămas în sufletul ei de-a lungul timpului. Și eu chiar o înțeleg atunci când spune că își dorește armonie, își dorește lucruri astea normale în viața ei și nu conflicte, nu scandaluri. Vă dați seama cât de inconfortabil se poate simți având în vedere ce s-a întâmplat în trecutul ei. Pe de altă parte, Sabrina, o femeie extrem de echilibrată, deși este foarte micuță de ani, mi s-a părut discursul ei atunci cu Alex extrem, extrem de ok, de bun, foarte bun, foarte bun. Deci, pur și simplu, a scos în evidență cam tot ce era. Ne ducând discuția într-o bârfă, nici o secundă nu a spus ceva negativ despre X sau Y ca să poarte această conversație cu Alex, ba dimpotrivă. Deci, foarte mult mi-a plăcut această discuție. Pur și simplu i-a dat niște sfaturi fără ca să arunce cu noroi sau mai știu eu ce în adversar.